Datorită contactelor diverse pe care le am prin țară, am reușit să pun mâna pe o adevărată capodoperă care se afla în arhivele SRI de sub Arad. Astăzi vă prezint versiunea secretă de PlayStation 1 unreleased pentru Minecraft. Așa ceva este o adevărată oportunitate să se afle în mâinile mele și o adevărată oportunitate de a încerca prea iubitul nostru joc într-un mod pe care nu l-a mai văzut nimeni vreodată. Am folosit un emulator special SRI Skibidi ca să pot să îl folosesc pe computerul meu personal. Din câte puteți observa, este un stil grafic foarte adecvat pentru vremea respectivă. Nu știu câți dintre voi erați născuți când a apărut PlayStation 1 sau câți dintre voi erați născuți care vedeți videoclipul ăsta când a ieșit PlayStation 4, cel puțin. Foarte interesant, un UI incredibil. Și haideți să începem. Pot spune că compoziția muzicală care se află în acest joc mă încântă de-a dreptul. De ce? Pentru că Notch inițial a dorit să lanseze Minecraft pe PlayStation 1, însă din cauza că a uitat de el, a zis că mai bine îi dă release pe calculator. Nu știu dacă ar avea logică, dar este ok. Oh, ce surpriză, ia uitați! Se pare că am primit experiență pentru că am craftat chestii. Asta e ca și cum ai primi experiență că vrei să te trezești dimineața. Un baltag de lemn ca să ne permită a dobori acest copac. Am glumit, haha, am să folosesc baltagul lemnos pentru a dobori această oaie. Nimă! Vedeți? Oaia dropa carne încă de dinainte să fie versiuni mai vechi care nu dropau carne, dacă are sens. Și eventual am putea să extirpăm toată rasa ovină din vicinitatea acestei insule pe care ne aflăm. Chiar îmi place foarte, foarte mult stilul grafic. Cumva pare rău că Minecraft-ul nu mai are culoarea asta, vedeți, verde neon, verde Monster Energy. Sper totuși să nu fie și musafiri nepoftiți cum se aflau în astfel de versiuni mai vechi, însă asta cred că urmează a vedea. Se pare că nu avem parte de nicio cavernă, însă am găsit un crater, probabil este craterul asteroidului care a ucis dinozaurii acum cu 65 de milioane de ani în urmă. Unde vi bara de viață? Unde vi bara de foamete? Ce se întâmplă? Ia uitați, maică măiculiță, ce este această structură? Asta este lână galbenă? Wow, desigur că este lână galbenă, se pare că este o scară care duce către rai. Ha ha ha, Led Zeppelin reference. Uitați, un cufăr. Ce să fie aici? Foarte multe oase, 9 oase. 3 sticluțe cu apă. Dacă cumva sunteți oameni care emulați și dumneavoastră chestii prin PlayStation 1, poate puteți să mă ajutați să vedeți, să-mi dați un sfat de ce nu funcționează UI-ul. Hai să facem o târnă copelniță de lemn pe care să o folosim pentru a colecta niște bucăți de material pietros pe care să-l folosim pentru a evolua în următoarea epocă tehnologică care ne va permite să colectăm, ghiciți ce, material mult mai puternic. Ia uite, bă, până și piatra are textura veche. Foarte fain. Dacă muzica asta pe care o băgat-o Notch în versiunea asta este copyrighted, o să mă duc personal până în San Francisco și... Mamă, ce ciudat arată fierul. Deci că este o bucată de materie fecală produsă de o persoană care suferă de anemie. Ce frumos, ce frumos. Haideți să ne retragem mai pendelete în această posibilă, această cavernă se poate afi viitoarea mea casă. Ia să vedem. Wow! Pov, trăiești, te-ai născut în Valea Jiului și trăiești din exploatare. Dăm la lopată. Poate, poate găsim ceva fain. Poate nu găsim nimic. Bă, v-aș pula, ce s-a întâmplat? Nubză, că mi-am luat apă și de fapt vânzătorul de la magazinul de vechituri de unde am luat jocul ăsta, de fapt mi-a vândut o versiune horror de Minecraft. Bevaș Belengeru, mă, oameni bun, ce-o fost, mă, chestia aia? Noni, și torța asta ce bună e, așa, atâta lumină îmi face.
N-am văzut în viața mea atât, bă, ce m-am speriat să-mi bat pula. Uite, mă, nu face lumină deloc. Bunez că torțele se vrea a fi obsolete. Bine, atunci. Brusc, parcă nu mai îmi place ideea de a mă îngropa aici pe parcursul. Nu, îmi bag pula, m-am cărat, na. Nu mai îmi cântă muzicuța aia veselă. Nu știu ce îmi plăcea muzicuța aia veselă. Parcă mă simțeam că nu... Na, ăsta ce, bol? No, ce e asta, mă? Asta e portocală confiată, mă. A, normal că e cu prușii. De ce mi-a dat 13 bucăți, mă? Câte bucăți pică din ăsta? 17 bucăți, mă. No, știi ceva? Eu o să dorm în grota asta. Nu mă interesează. Aici am găsit minerale. Cred că aici ne stabilim. Dis de dimineață ne facem o căsuță. Ia să mă îngrop aici, foarte fain. Bă, dar nu face, mă, torța asta lumină, mă, să-mi bat pula în ea, mă. Ăsta face lumină, n-are treabă. De ce nu face lumină și ăsta alalt? În fine, hai să uităm ce s-a întâmplat astăzi. Să uităm că cred că era să fiu prins de Slenderman în peșteră, no. Bună dimineața! Avem și noi un loc plăcut pentru o casă? Aș putea spune că este un răsărit aproape la fel de frumos ca voi. No, mucă, s-a apucat să pișe cerul, no. Bă, de ce așa de ceață? Vă amintesc că ăsta ar trebui să fie un joc pentru copii. Mamă, ce... Bă, ce casă de căcat mi-a făcut. Bărbat la vârsta a treia se enervează că nu știe să amplaseze acoperișuri cum trebuie. Pune-te soarele mătii cum trebuie, no. Na, s-o și dus toporișca pe pulă. Îmi bag picioarele și abandonez șantierul, mă fut în ea treabă. Îmi rup să caut un sat să pot să... O să relochez oamenii care stau acolo. De ce să stau eu să-mi construiesc casa când știu că există posibilitatea de a găsi eu o casă? Gratis. Cine ce o să-mi facă ce? Nu o să-mi facă absolut nimica. Ce sunteți voi, mă? Cal. Bă, dar pădurea asta nu s-a mai gata, mă. Este deja ziua a șaptea în care umblu ca bezmeticul prin pădure și nu s-a întâmplat nimic. Altă pădure. Numai că cu copaci diferiți. Să bag pula în ele păduri, că le aștia pe tăte. Bă, dar mi-era destul de foame, vă, că... Bă, bevaș pula, nu să gata pădurea asta, mă, oameni buni. Hai că m-o prins foarte pe pregătite noaptea asta, da? N-o stați numai așa. Dacă îndrăznește vreo dihanie să vină, ce o să-i dau eu cu Iron Sword în cap. Ha, ha, ha. Mă, ăsta-i combat-ul vechi? Ăsta-i combat-ul vechi. Opajiște, opajiște, poate dăm și noi de civilizație într-un final. Nimă, a dropat un cartof. Nimă, ce e ăla? Serus! Nimă o casă! Păi bănuiesc că cred că aș putea să... Cred că aș putea să stau pe aici. Exact asta și căutam. Vreau să văd măcar dacă am ce fura de aici. Că dacă nu este o oportunitate viitoare de business... Nu cred că merită efortul. No, băieți, astăzi mâncăm ca regii. Dacă aș ști cât ar trebui să mănânc, ar fi super. Nimănă cu o casă șmecheră. Ia, scrie ceva pe ăsta. A, nu cred că scrie nimic. Bă, dar ce muzică de Half-Life 2 mi-o băgat aici. No, mă, dar casa asta n-avea niciun cufăr, nimica. Ce sărăcie. Da, cred că trebuie să mă adăpostesc aici pentru tarantulă, că văd că tarantula cam... A vrut să-mi dea târcoale. Noapte bună, e rândul meu la somn. Noapte bună. Bună dimineața, Cluj! Ei, mă, ce să ia? Aia, mă, ăștia aveau și biserică aici. A, păi și așa, în biserică nu cred că găsesc nimica. Bă, ăsta-i dit, ai satul. Chiar aș putea zice că e cam de dimensiune. Nu știu dacă să o consider drept o reședință permanentă sau o reședință temporară. Ia, mă duc să-i dau un cap la paia în jurul ăsta, tu ești prietenos?
Se pare că nu. Ce părere aveți despre versiunea de PlayStation 1 a Minecraft-ului? Cred că cel mai probabil o să o mai joc și astăzi la ora 3 pe canalul Zappy Live. Sunt foarte sigur că mai ascunde secrete la care nu se ar aștepta absolut nimeni.